trebuie să consumăm mai puțin și să fim conștienți de ce gunoi aducem acasă sau dacă avem într-adevăr nevoie de toate astea. Noi suntem Recycline, un startup de impact din industria verde. Pe scurt, noi transformăm deșeurile de plastic pe care le colectăm de la comunitate în proiecte creative și în produse de design. Am început 2 ani în urmă, exact după ce mi-am terminat studiile la facultate, și de 2 ani luptăm pe acest front și încercăm să facem o schimbare în comunitatea locală. Noi colectăm plastic de tip 2 și 5, adică în mare parte sunt ambalajele de la detergenți, de la produsele de igienă, de la produsele lactate. Noi le primim în atelier la noi, care se află în centrul Chișinăului. S-au conectat și mai multe afaceri locale care ne aduc deșeurile lor de plastic. Odată ajunse la noi în atelier, ele sunt sortate pe tipuri și pe culori. În atelier, ulterior, ele sunt procesate. Deja la 2 ani de activitate avem o comunitate care colectează peste 50 de kg de plastic lunar. Avem un atelier bine echipat cu instrumente și toate detaliile astea tehnice. Și urmează să lansăm o colecție de mobilier din plastic reciclat și paralel să ne asumăm sau să ne angajăm în proiecte mai mari. Mese, scaune, suprafețe decorative, am putea face un proiect de mobilare a unui spațiu personalizat pentru cineva sau în oficii, în spații publice. Produsele noastre nu este un simplu cercel sau un simplu scaun. E o exprimare sau o demonstrare a valorilor pe care le ai tu ca cetățean, ca persoană și ceea ce îți pasă ție. Provocările cu care în continuare și ne confruntăm sunt lucru cu oamenii și pentru că noi oricum încercăm să implementăm niște obișnuințe în viața lor de zi cu zi care au un impact mai mare decât ceea ce doar în jurul lor. Și aici trebuie de convins, aici trebuie de avut o abordare corectă, să nu îl spari, să nu fii prea radical, să nu îi pare că asta e ceva care e imposibil de realizat. Și atât în spargerea stereotipurilor astea, în implementarea de idei noi, în convingerile astea, este destul de greu, dar ideea care o promovăm cel mai mult e faptul că trebuie să consumăm mai puțin și să fim conștienți de ce gunoi aducem acasă sau dacă avem într-adevăr nevoie de toate astea. Noi am avut multe ore de mentorat din partea la profesioniști din diverse domenii de expertiză și păreri din exterior despre activitatea pe care o avem, despre direcția pe care să o luăm. Inclusiv am avut parte și de ajutor financiar sub formă de voucher prin care ne-am luat diverse instrumente anume pentru colecția de mobilier pe care o lansăm. Eu îmi doresc foarte mult ca fiecare din noi să-și pună foarte multe întrebări despre proveniența lucrurilor și produselor pe care le folosesc în viața lor, pe care le consumă și unde ajung cele pe care ei le consideră deșeuri, adică să cerceteze mult, să-și pună multe întrebări, să stea la dubii, și în același timp să-și seteze standarde înalte, pentru că atâta timp cât fiecare din noi o să aibă standarde înalte de viață, o să opteze pentru un produs alimentar mai bun, pentru un aer mai bun, pentru un mediu mai curat, pentru un produs calitativ și atunci vom diminua și din consumerism, atunci vom fi mai conștienți, mai atenți cu, la urma urmei, și cu bugetele pe care le avem fiecare din noi. Și iată, atunci când fiecare din noi o să fie conștient toate aspectele vieții lor, atunci poate și lucrurile se vor schimba spre bine.